Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mulțumim Domnului că am ajuns până în punctul acesta al întâlnirilor noastre din acest weekend, a conferinței de familie. Mulțumesc Domnului pentru oportunitatea care am avut-o de a avea părtășie cu dumneavoastră și bineînțeles că vom conclude mâine seară, cred că la biserică, nu? Mâine seară la Biserica Emanuel, de la ora 19. Seara aceasta însă ne-a rămas la dispoziție să stăm în fața cuvântului Sfintelor Scripturi și apoi să facem rugăciuni și cereri și ungeri cu unde lemn în numele Domnului Iisus Hristos. Avem un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu puternic. Eu sunt în dreptul meu o dovadă a acestui fapt că Dumnezeu lucrează și că puterea Lui este mare. Pentru că m-a sculat, practic, din morți și pot să stau în picioare astăzi în fața dumneavoastră ca o mărturie vie. Ca să vă mai înviorați și fizic, vă invit să vă ridicați în picioare pentru un moment, deși voi citi doar un singur verset, dar e bine să ne mai mișcăm puțin, să mai sperie și somnul, eventual, așa. Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetul 5. Luca 5 cu 5. Cuvântul spune așa. Drept răspuns, Simon i-a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Amen. Ocupați locurile. Cu siguranță că dumneavoastră cunoașteți contextul acestui pasaj biblic. Iisus a predicat lângă lacul sau Marea Tiberiade, cum este numit în Scriptură, și pentru că au venit oameni mulți să asculte Evanghelia, a cerut lui Petru posibilitatea să se urce în corabie, în corabia lui Petru, și să se tragă puțin în apă de unde să poată să vorbească, fiindcă mulțimile îl îmbolzeau. Fiind lângă apă, nu era confortabil să tot te împingă cineva și iară să nu poți să stai locului ca să poți să vorbești. Și de aceea s-a retras în apă cu corabia și de acolo s-a adresat mulțimilor. Și apoi, știind că apostolii săi, parte din ei, cum a fost Petru, Ioan, Iacob, Andrei, de meserie erau pescari, le-a zis: aruncați mreaja ca să prindeți niște pește. Și reacția apostolilor a fost una care ilustrează multele experiențe neplăcute, amare, pe care le avem și noi de multe ori. Doamne, aruncăm degeaba mreaja. Ceva s-a întâmplat cu marea, că peștii nu trag deloc. Noi toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Nu știu dacă are rost să mai încercăm o dată, să nu mai încercăm. Sigur, ei s-au înduplecat, spunând totuși, la cuvântul tău, hai să mai încercăm. Problema asupra căruia m-am oprit și asupra căruia vreau să vă invit să vă opriți și dumneavoastră, este amărăciunea din cuvintele lui Petru. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Nu este așa că de multe ori încercăm și noi facem tot ce știm și încercăm să facem mai bine, punem inimă, punem suflet, facem efort, sacrificăm timp,
sacrificăm familie, sacrificăm finanțe și în final cu ce ne alegem? Cu nimic. M-am uitat în cuvântul Domnului și am văzut un aspect foarte, foarte interesant. Că în Sfânta Scriptură, și vă rog să fiți atenți la cuvintele care le folosesc ca să nu tragă nimeni concluzii greșite, în Sfânta Scriptură, Dumnezeul cel atotputernic, Dumnezeul nostru, dă o atenție specială nimicului în Biblie. Ați auzit bine? Dumnezeu dă o atenție specială nimicului. Asta nu însemnează că Domnul se ocupă de lucruri de nimic, să nu creadă cineva așa ceva. Dar El dă o atenție specială nimicului. Și atunci trebuie să ne uităm și noi în Biblie la aspectul acesta și să vedem ce putem să învățăm, de ce este preocupat Domnul de nimic. De aceea și mesajul meu din această seară se va intitula Despre nimic. Haideți să vorbim despre nimic. Și am găsit scris cel puțin 4 lucruri pe care le voi împărtăși cu dumneavoastră în această seară, că în Sfânta Scriptură ne este revelat profetic că nimicul, în primul și în primul rând, îmbracă forma sau realitatea frustrării personale, dezamăgirii personale. Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și suntem necăjiți. Suntem frustrați, suntem amărâți, suntem dezamăgiți. Familia noastră depinde de peștii care îi prindem și îi vindem la piață ca să avem pâine în casă. N-am prins nimic. Câți dintre noi putem să spunem același lucru? Am făcut tot ce am știut eu. Și cu ce m-am ales? Cu nimic. Sunt oameni care sunt talentați cu muzica, cum am văzut și în seara aceasta aici, grupuri care s-au perindat aici pe platformă și au cântat spre gloria Domnului și bucuria noastră. Și sunt oameni care își dedică timpul să pregătească tineri și tinere, coruri, orchestre, fanfare. Și când vor să facă de multe ori o sumă, să tragă o linie, să vedem ce am făcut, se aleg cu nimic. Pentru că 1, 2, 3 din grup, din cor, din orchestră, din fanfară, începe să devină nerespectuos, încă nu nerespectuos, chiar vulgar. Și tot efortul pe care l-ai pus, ți se pare că a fost zadarnic. Mi-aduc aminte, într-o împrejurare, a venit o familie nouă în Statele Unite, acolo unde locuim noi, în California, în Anaheim, și o familie cu 5 copii. Îi știam din România și pentru că i-am și cunoscut, ne-am ocupat de ei într-o manieră mai intensă decât cu alții, probabil. Le-am plătit chiria pentru vreo 6 luni de zile și nu era un lucru ieftin, vorbim de la $1,000 în sus lunar. Le-am procurat hrana pentru familie în fiecare săptămână, o mașină sau două cu portbagajul plin cu cumpărături mergea la ei. Și le ducea mâncare și ca să aibă tot ce le trebuie, copiii să nu ducă lipsă. Și după 6 luni de zile, sigur, le-am spus acum, poate v-ați pus un pic și voi pe picioare, știți să vă orientați, să conduceți încoace încolo, să mergeți să lucrați undeva, sunt frați care vă pot lua la lucru cu ei.
e timpul să navigați mai singuri, că sunt alții care vin din urmă să-i ajută. N-au zis mulțumesc, n-au zis. Da din cap și ne-am văzut noi de drumurile noastre. N-au trecut câteva luni de zile și într-o seară ca aceasta, la biserică, Domnul a fost îndurător cu noi. Am vestit cuvântul Domnului și la urmă am chemat biserica la rugăciune și s-a coborât așa un duc de rugăciune peste biserică. Duhul Sfânt a cercetat sufletele. A fost așa o mișcare de frumoasă că vreo 30-40 de minute și dacă aș fi vrut să-i opresc din rugăciune, ne-am putut opri. Era cercetarea Domnului, cercetarea Duhului Sfânt. Și când s-a terminat serviciul, eu am obiceiul să mă duc la ușă, să dau mâna cu frații când ies din biserică. L-am oprit acum pentru vreme ca să nu iasă tot COVID-ul din biserică, știți. Și m-am dus la ușă să dau mâna cu ei, cu frații. Au venit pe rând, unii plângeau, încă erau sub cercetarea Duhului, mulțumeau Domnului, mă binecuvântau pe mine, că m-a folosit Domnul să fie atinși de Duhul Domnului. Și ajunge fratele nostru, pe care l-am ajutat, în dreptul meu. Întind mâna, mă prinde mâna și mi-o strânge să-mi rupă mâna și se uită în ochii mei și îmi cer iertare, dar a vorbit așa. Și bravo, bă, porcule, să știi că te admir, mă, tu ești un excrop de la deștept. Știi să-i manipulezi pe ăștia cum vrei tu. Am crezut că fac atac de inimă acolo la ușă. Și m-am uitat la el și am zis, Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate. Au venit alții și am stat și am meditat în inima mea după ce l-am ajutat pe ăsta. La ce i-a ajutat să fie ajutat? Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit. Toată noaptea. Și n-am prins nimic. Ai făcut poate tot ce știu tu mai bine ca părinte, cu copiii tăi. Și în loc să îți mulțumească, se comportă ca niște copii neascultători, ca niște derbedei, ca niște oameni care sfidează bunul simț. Vorbesc nerespectuos, ți întorc spatele, de parcă nu au făcut contact cu civilizația și cu Evanghelia niciodată. Sau ai ajuns și bătrân și bolnav și nu te mai văd, nu te mai sună, nu te mai vizitează, nu te mai cunosc. Ați auzit situații de felul acesta? Ați auzit, nu? Eram în vizită în România și m-am dus în Cluj, acolo unde am crescut, de la 13 ani, și să-mi văd rudele care mai sunt în țară. Și am ieșit în oraș cu unul din frații mei. Și pe stradă cineva a venit direct spre noi și a venit la mine și a zis, Lazar, tu ești. Era un vechi prieten pe care nu-l văzusem de vreo 25 de ani. M-am străduit să-mi aduc aminte cine e, l-am recunoscut și a zis, Domnul mi te-a trimis în cale, mi-a zis el. Trebuie neapărat să vii până la noi în familie. Am o situație așa de complicată că eu cred că dacă tu vii acolo, Domnul te folosește pe tine ca să avem o ieșire din impas. Și te rog să nu mă refuzi. Te rog să vii neapărat. I-am spus, dragul meu, mă rog pentru tine. Dacă vrei, mă rog aici în stradă, că eu n-am probleme să mă rog și în stradă. Dar n-am să pot să vin la tine. Pentru că nu stau numai două zile în oraș. Abia am sosit, nu m-am ieșit până în oraș să văd orașul și să cumpăr ceva. Și având doar două zile, o zi mi-o rezerv pentru frații mei să-i văd, distrâng pe toți la oaltă, câți mai sunt acolo,
doi, trei, stau cu ei ca să, să-i văd cum îs și să povestesc un pic și cealaltă zi îi văd pe cumnații mei care sunt în, în, în oraș. Și pe aia mă întorc înapoi la București pentru slujba pentru care am venit. Nu neapărat trebuie să vii, neapărat trebuie să vii. Asta e de la Domnul. Ai insistat până când, așa, ca și în Scriptură, n-am avut ce face și am zis, ok, lasă că vin. Mă duc cu cumpărăturile acasă la fratele meu și vin. Și a zis el, vin cu mașina după tine. Și am zis, nu veni, că vreau să vin cu autobuzul, dacă tot sunt cu troleibuzul, dacă tot sunt în, în oraș, n-am mai fost cu troleibuzul de 30 de ani, vreau să văd cum arată orașul acum și cum mă descurc în oraș acum. El a zis, nu vin eu, știu. Am zis, las că mă duc eu. Și m-am dus. Da, orașul s-a schimbat, s-a schimbat și numele străzilor și dacă nu ești la zi cu structura și cu designul și arhitectura orașului, m-am rătăcit. M-am rătăcit la mine în oraș. Și mă tot uitam pe unde știam eu că cam trebuia să locuiască, mă uitam. S-au schimbat numele străzii, eram confuz. Și în timp ce căutam și mă uitam așa la blocuri, am auzit că cineva mă strigă. Frate Gog, m-am uitat, n-am văzut pe nimeni, porteam și halucinații acum dacă nu găsesc adresa. Mi-am văzut mai departe de căutare. Frate Gog, m-am întors din nou, era un bătrân, un singur bătrân acolo pe stradă, cu o pereche de desagi pe umăr, slăbuț, subțirel, nebărberit. M-am dus la el și am zis, bună ziua, domnule, nu vă supărați, m-a strigat cumva pe mine? Și omul a zis, da, nu sunteți dumneavoastră fratele Gog? Spă, da, eu sunt. Vă pot ajuta cu ceva? Dacă căutați vreo adresă și nu o găsiți, să nu mă întrebați că și eu sunt tot așa de rătăcit ca dumneavoastră. Nu știu unde să mă duc. Și a zis, nu, frate, că eu îmi știu adresa. Și a zis, uitați, la etajul ăla, la etajul 3, spunea dânsul, acolo locuiește fiul meu, singurul meu fiu, era sâmbăta. Apoi, el e mare director pe aici, prin oraș, l-a ajutat Dumnezeu, că a făcut două facultăți, îi merge bine, frate Gog. Și apoi astăzi, vă spun cum vorbea el, zice, baba mea o tăiat două găini, o făcut un caș, o pus niște mălai măcinat și m-a pus pe drum să îi le aduc să aibă. Eu nu l-am sunat înainte de a veni la el, că eu n-am celular de ala. Și frate Gog, am venit, m-am dus, n-am luat liftul, m-am urcat pe trepte, pe scări, până la etajul 3 și am sunat la ușă. Și când am sunat la ușă, a deschis el. Când m-a văzut și a pus mâna în cap și a zis, babacule, cine trudă te-a pus să vii pe la noi astăzi? Du-te acasă că n-am timp de tine. Îs ocupat. Și mi-a închis ușa, frate Gog. Și am crezut că glumește sau nu am auzit eu bine. Și am bătut din nou la ușă. Și a deschis din nou și a zis, nu ți-am spus că n-am timp pentru tine? Și uite-te cum arăți, mă faci de rușine. Eu am niște businessmeni aici, și nu știu ce să ia, frate Gog. Și vii tu așa, cu desagi în spate și nespălat și nebărberit, să îmi strici tu mie business-urile pe aici. N-am nevoie de găinile tale și de cașul tău, du-te acasă. Și m-am împins pe scări, frate Gog, și mi-a închis ușa. Și apoi mi-a arătat mâinile
Și a zis, vedeți, frate Gog, mâinile astea două, așa noduroase și bătătorite cum sunt, cu mâinile astea am muncit cât am știut eu mai bine și mai greu, ca să-l cresc bine, să-i meargă mai bine decât mie. L-am ținut la două facultăți, n-are nicio datorie. Totul am pus în el. Și acum, la urmă, cu ce m-am ales? Cu ce m-am ales? Voi fi eu doctor în teologie, dar vă spun sincer, n-am știut ce să-i răspund. Mi-am pus mâna pe el, pe umărul lui și m-am rugat. S-a întors și a plecat plângând. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Există în viața și în experiența fiecăruia dintre noi o experiență de felul acesta. Nu este așa? Investești și culegi amărăciune. Te sacrifici și culegi amărăciune. Faci efort și culegi amărăciune. Pentru că oamenii de multe ori ascultă de firea lor pământească, ascultă de glasul celui rău, adică a diavolului, se lasă influențați și tot binele care le-a fost făcut și toată bunăvoința care le-a fost arătată este uitată și este călcată în picioare. Aceasta era amărăciunea apostolilor. Noi știm unde trage peștele. Din mare aceasta am trăit până acum. Aceasta este existența noastră. Toată noaptea am stat, n-am fost leneși. Dar n-am prins nimic. Ne ducem acasă cu mână goală. Nimicul în Scriptură îmbracă forma frustrării sau amărăciunii, a dezamăgirii personale. Apoi am găsit în al doilea rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, că în Scriptură, dacă nimic îmbracă forma dezamăgirii personale, de asemenea, al doilea lucru, nimicul în Scriptură îmbracă forma plinătății cu Dumnezeu. Nimicul este plinătate cu Dumnezeu. Auziți ce spune apostolul acum a Domnului Iisus Hristos, Luca 22:35. Apoi le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? Și ce au răspuns ei? De nimic, au zis ei. N-am dus lipsă de nimic, pentru că nimicul îmbracă și forma plinătății cu Dumnezeu. Ai ajuns vreodată în viață la limita lucrurilor și ai zis, gata, pierim. Și când ai zis că vei pieri, te-ai trezit că a intervenit Dumnezeu supranatural și a pus lucrurile la punct. Ți-a umplut sacoșa, ți-a umplut casa, te-a umplut cu binecuvântări. Atunci când ai zis, a dus cu mine, ai zis, am greșit așa de mult, am păcătuit așa de tare, am alunecat așa de mult, s-a terminat cu mântuirea mea. Și îți trimite Dumnezeu atunci pe cineva care să știe să vorbească sufletului tău despre mila, iertarea și îndurarea lui Dumnezeu și din groapa în care te afli, te ridică și te pune cu piciorul pe stâncă. Pentru că nimicul în Scriptură îmbracă și forma plinătății cu Dumnezeu. Ce vă spun eu acum în continuare ca să ilustrez, fratele păstor Ilie știe bine evenimentul. Am reușit atunci în anii comunismului să cumpărăm o casă de rugăciune în orașul Ploiești. Biserica pe care am găsit-o acolo când m-am dus în 1980 era în afara orașului, la aproximativ 2-3 km de oraș,
unde atunci când mergeam la biserică, în stația din care ne urcam pe autobuz ca să ne lase undeva acolo, aproape de biserică, ne cunoșteau șoferii. Și vă spun de foarte multe ori, am avut această experiență. Deschideau ușa, șoferii scuipau spre noi, mai ales acolo la covrici calzi, dacă mă țineți minte, și zicea, pocăiților, voi aveți putere, rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea aripi. Ne închidea ușa și mergea cu autobuzul gol ca să noi să mergem pe jos. Și am reușit, prin harul Domnului, că și numai prin harul lui se putea în vremea aceea, să cumpărăm o proprietate, să o transformăm cu sacrificii mari și să ne mutăm în centrul orașului Ploiești, din zona cea mai dificilă, în centrul orașului. A venit ziua inaugurării. A fost o sărbătoare mare pentru noi și sărbătoare de bucurie. Și la sărbătoarea aceasta mi-au venit parte din rude, 9 dintre ele, că eu sunt dintr-o familie de 9 frați, soția dintr-o familie de 12 frați. Așa că nu ducem lipsă de nimic. Deci au venit și din partea mea și din partea soției 9 și au stat cu noi în weekendul acela pentru sărbătoare și de asemenea au venit de la Cluj ca să participe la sărbătoarea noastră corul bisericii din așa numită strada Carpaz din Cluj, biserica cea mai mare din Cluj, au venit 40 de persoane plus musafiri din alte părți, din străinătate. În sfârșit, am rugat pe frați să fie gata să sacrifice, să poată să ia musafiri și pe cei mai mulți i-am împărțit între casa mea și casa fratelui Ilie. I-am dat, și acum țin minte, i-am dat 17 musafiri, ca să nu plângă, să zică că nu are. Numai că la mine în casă au venit 32. 32, că au venit și din altă parte și au vrut neapărat să fie cu noi, să ne vadă. 32 plus 9 rudele mele, plus noi 4 persoane, am stat la masă. Am mâncat și a fost suficient pentru toți. Și a rămas ceva. Ne-am dus la biserică după masă. Și după masă ne-am dus cu musafirii la gară ca să plece înapoi spre Cluj. Dar așa cum era rânduielile pe vremea aceea, când era curent, nu erau locomotive, când erau locomotive, nu erau garnituri de tren, s-a anulat trenul, că nu știu ce s-a întâmplat, mi-a spus, și nu, următorul tren era la 12 noaptea. Au rămas încă 20 de persoane în gară, deci care n-au putut să plece și am zis cu soția, ce facem cu ei? Îi putem lăsa aici până la 12 noaptea. Noi nu stăteam departe de gară unde locuiam și am zis, mergem acasă la noi și ce-a rămas de la mează? Tăiem o bucată de pâine, o bucată de salam, ori prinde la inimă, că nu aveam mâncare, nu aveam, ca să îi hrănim din nou pe încă 17 musafiri plus pe noi 9 plus 4. Deci, și le-am spus la musafiri, mergem la noi, că nu vă lăsăm să stați în gară, mâncăm ce avem, nu prea avem, rămas niște pâine, dar întâi dăm doamnelor de mâncare, bărbații mai rabdă dacă nu este și așa ne descurcăm. Ne-am dus acasă cu toți musafirii. Și vă spun cu frică de Dumnezeu, fusese sarmale în ziua aceea, așa că era sărbătoare, nu? M-a întrebat soția, a zis, uite-te în oală, cam câte sarmale au rămas acolo. Nu știu dacă erau 7-8 sarmale. Nu știu dacă erau atât. Cred că au rămas vreo 2 farfurii de supă. Întrebăm, cine vrea să mânce sarmale, din sarmale, cine vrea din supă, niște salam.
Și soția le-a pus așa cu oala pe sobă să se încălzească. Și le-am explicat la musafiri că le dăm ce este, încă o dată, să nu se supere. Ne simțeam și mizerabil așa, că nu puteai să te ocupi de și duminică seara, de unde să cumperi și ce. Și vă spun, frați și surori, cu frică de Domnul, soția mi-a zis, vine, adu-o farfurie, zice, să pun niște sarmale într-o farfurie, să duci și întrebi cine vrea să mănânce sarmale. Și a pus în farfurie vreo 6 sau 7 sarmale. Și le-am luat și le-am dus la musafir, le-am pus pe masă. Am luat altă farfurie și a zis soția, mai sunt sarmale. Am mai pus 6-7. Am mai pus 6-7. A pus sarmale pentru toți. Câte 6-7 sarmale? Pentru 17 musafiri și pentru noi, 13. Și niște bucăți de cărniță care rămăsese, care au fost pentru sarmale, au fost pentru toți. Pâinea a ajuns pentru toți. Și am zis, dragă, dar ce s-a întâmplat? A mulțit-o Domnul. Că nu este altă explicație. Să iai și să nu se mai termine din oală, ca pe vremea lui Elie și a lui Elisei. Este puterea lui Dumnezeu. Este ceea ce a zis Iisus Hristos. Când eu v-am trimis pe voi, fără traistă, fără provizie, fără cont în bancă, ca să mergeți să faceți lucrul meu, ați dus voi lipsă de ceva? Și ce au spus ei? De nimic. Pentru că nimicul îmbracă forma plinătății cu Dumnezeu. Dumnezeu știe să poarte de grijă. Dumnezeu știe să înmulțească puținul pe care tu l-ai, pe care eu l-am. Din nimic Dumnezeu face lucruri mari, lucruri binecuvântate. Poate vei zice, eu sunt un nimic și vei vedea la urma mesajului pe care îl aduc prin Harul Domnului, vei vedea că este cel mai bun lucru pe care poți să-l spui în seara aceasta dacă vrei să fii binecuvântat. Este cel mai bun lucru. Ai avut experiență de felul acesta cu Dumnezeu? Să te ridice când ai zis, nu mai pot, s-a terminat? Ai avut? Ridică mâna dreaptă să vedem dacă sunt oameni care au avut experiențe cu Dumnezeu. Dumnezeu, mulțumesc, Dumnezeul nostru este numit Domnul care poartă de grijă. Este Dumnezeu atotputernic, este Dumnezeu iubitor și este Dumnezeu milos. Glorie Lui! Apoi, în al treilea rând, în Scriptură, pe lângă forma frustrării personale, pe lângă forma plinătății umblării cu Dumnezeu. Nimicul în Scriptură, frați și surori, doamnelor și domnilor, îmbracă și forma considerării personale. A considerării personale. Galateni 6:3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Sunt oameni care îți vin și în biserică, vin și îți vorbesc drept în față. Dacă eu mă retrag din biserica aceasta, fără mine, nu vă descurcați. Nu vă descurcați. Și poate că ai un cuvânt greu de spus în biserică. Nu se contestă lucrul acesta. Însă vreau să spun un lucru. Dumnezeu nu se împiedică niciodată, nici în miliardari și nici în săraci. Dumnezeu are acest moto. Eu voi zidi biserica mea. Eu voi zidi biserica mea. Poți să te duci tu, poți să mă duc eu, poți să se retragă cine vrea și poate să-și tragă mâna cine vrea, poate să-și tragă finanțele cine vrea și să nu ajute un proiect pentru biserică. Dumnezeu are resurse infinite, infinite, ca să-și facă lucru. Dar dacă te crezi cineva că fără tine nu se descurcă corul sau nu se descurcă orchestra sau nu se descurcă tinerii sau nu se descurcă bordul bisericii sau nu se descurcă păstorii, nu se descurcă biserica, dă-mi voie să spun, ești subțirel și la minte, dar și la credință. În cântarul lui Dumnezeu ești un om ușor.
o persoană ușoară. Pentru că Scriptura spune clar, dacă cineva crede că este ceva, măcar că nu este nimic. Nu suntem nimic dacă nu-și pune Domnul mâna peste noi. Nu suntem nimic. Însă când Domnul își pune mâna peste noi, putem să fim orice vrea Dumnezeu să fim. Nu trebuie neapărat să fii cel mai pregătit om din lume și poți să fii folosit cu cea mai mare putere, pentru că Dumnezeu este Cel care te face ce vrea El să te facă. Chemarea lui Dumnezeu este aceasta, pe lângă mântuire, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. A doua chemare pe care Dumnezeu o face este aceasta, veniți după mine și eu vă voi face. Și Domnul te face vas de cinste, te face un soț credincios, te face o soție credincioasă, te face un copil civilizat și bine crescut, te face un businessman cinstit, te face un lucrător temător de Domnul, te face o persoană cu daruri spirituale. Pentru că în cuvântul Domnului am găsit scris că nimeni nu poate să se laude singur că are ceva de la sine. Tot ce avem am primit de la Domnul, de la dătătorul tuturor darurilor bune. De aceea, darul meu de a predica nu este al meu, este al Domnului. Darul tău profetic sau care îl vei avea nu este al tău, este al Duhului Sfânt. De aceea să-și numesc darurile Duhului Sfânt. Tot ce avem este al lui Dumnezeu. Pe noi ne-a făcut Dumnezeu numai niște administratori ai harurilor Lui felurite. De aceea să lucrăm împreună cu Dumnezeu, pentru că Domnul ne vrea lucrători împreună cu El, nu fără El. Nu te considera singur înțelept. Nu te considera indispensabil într-un domeniu sau altul. Mulțumește Domnului dacă poți să faci ceva și să poți să faci bine. Dar, ține minte și să ține minte toți, în toate lucrurile depindem de Domnul. În toate. Poate ești în culmea puterii astăzi, în culmea gloriei, a popularității. Când își ia Domnul mâna de peste tine, ai făcut un infarct cerebral, ai făcut un stop cardiac și în clipa următoare ai căzut jos. Dacă Domnul îți dă harul să te mai ridici de acolo, poate te ridici cu urme pentru restul vieții. Paralizat, umbli greu, vorbești greu, nu mai vezi bine și te miri ce s-a întâmplat cu tine. Ai crezut că de tine depinde toată lumea. Nu, toate depinde de Dumnezeu. Și noi depindem de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu își întinde mâna peste noi, atunci satură după bunăvoința Lui tot ce are suflare. Dacă își trage El mâna de peste noi, sufere totul. Sufere totul. Să nu credem că suntem cineva, ci să credem că Dumnezeu a avut milă de noi și ne-a făcut doar copiii Lui. Și dacă avem ceva, să spunem ca și Apostolul Pavel, da, avem, dar nu este al nostru. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Eu-ul meu este pus la punct. Eu-ul meu este rezolvat. Și apoi, mergând mai departe, în al patrulea rând și în ultimul rând, haideți să vorbim despre avantajul de a fi nimic. Avantajul de a fi nimic. Ce însemnează aceasta? Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură în cel mai adânc verset biblic despre credință. Evrei 11:3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Dar din ce a fost făcut? Din ce a fost făcut? Din nimic.
Vedeți de ce am spus că Domnul dă atenție specială nimicului? În Roman 4:17, dacă vă veți uita, Apostolul Pavel spune acest mare adevăr despre Dumnezeu, spunând așa, că El cheamă te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morți și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Domnul cheamă nimicul și nimicul capătă formă. Se materializează, se transformă în viață. Frați și surori, doamnelor și domnilor, materialul cel mai bun de care se folosește Dumnezeu ca să-și facă lucrarea, să știți că nu este aurul și argintul și diamantele. Materialul preferat al lui Dumnezeu este nimicul. Inexistentul. Nimicul. Domnul a zis să fie planete. S-au făcut planete. S-au făcut. Să fie galaxii. S-au făcut. S-au făcut. Să fie pomi, să fie iarbă, să fie animale, să fie pești, să fie oceane. S-a făcut. S-a făcut. De unde au apărut? Din nimic, din nicăieri. Însemnează că unul din secretele experiențelor cu Dumnezeu este acesta. Când vii în fața Domnului, cum vom veni în seara aceasta, când vii în fața Domnului cu problema ta, cu criza ta, cu boala ta, cu situația pe care o ai, nu veni de pe poziția nu se poate să nu facă Domnul bine. Omul ăsta atât a lucrat pentru Dumnezeu. Nu se poate. Ci trebuie să vii de pe poziția smerită și să spui Domnului, Doamne, Tu ești totul, eu nu sunt nimic. Dar când ești convins că nu ești nimic și nu ai nicio valoare și un merit în ochii Domnului, atunci ai devenit material în mâna Domnului. Să vezi cum zboară cancerul, cum zboară neputința, cum zboară boala, cum zboară suferința, pentru că Dumnezeu lucrează cu nimicul. Dar să știți că de multe ori este greu să ajungi nimic. Haideți să vă pun în fața unui text pe care l-a, situație pe care a spus-o Iisus Hristos. Cine dintre voi, dacă are un rob care are sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină îndată și șezi la masă. Cine va zice lucrul acesta? Nimeni. Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu? Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Iisus spune, nu cred. Și acum, fiți atenți, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Frații mei, spre dezamăgirea noastră trebuie să o spunem, că n-am ajuns măcar nici la gradul de netrebnici. N-am ajuns nici măcar netrebnici. Pentru că spune, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Care dintre noi a făcut tot ce a poruncit Domnul? Eu n-am făcut. Dar nici dumneavoastră nu cred că ați făcut. Și atunci, trebuie să stăm în fața Domnului ca niște oameni care să fim convinși. Am o voce frumoasă, nu e a mea, este a Domnului.
o răgușală, o răceală mi-o ia și poate că nu mi-o mai pot recăpăta niciodată. Am niște ochi albaștri frumoși, nu-s de la tine, pentru că pot să-ți dispară vederea într-o clipă. Am talent, am toate. Nu-s a tale, ești numai administratorul lor, sunt de la Domnul. Tu n-ai nimic, eu n-am nimic. Tot ce am este prin harul Domnului, este prin mila Lui. Este un avantaj enorm să te simți că ești nimic. Nu om de nimic, să te simți că ești nimic. Adică fără merit în fața Domnului. În seara aceasta, dacă vei ieși la rugăciune și vei zice, Domnul trebuie să mă vindece, vreau să spun că Domnul nu trebuie să ne vindece. Domnul are milă de noi, are dragoste pentru noi, dar nu trebuie. Și dacă vei ieși cu convingerea că nu am niciun merit să mă duc în fața Lui, dar mă bazez pe harul Lui, atunci ai ajuns material în mâna Domnului de lucru. Am să vă exemplific cu un caz, poate care îl cunoașteți. Mulți dintre dumneavoastră, dacă nu poate chiar toți, mai ales cei în vârstă, ați auzit de fratele Richard von Brandt. Richard von Brandt a fost un păstor român evreu din București care, pentru că a avut curajul să-i înfrunte pe comuniști, a fost închis 14 ani și jumătate în pușcăriile din România. Apoi a emigrat în Statele Unite. După ce am ajuns și eu în Statele Unite, am aflat că fratele von Brandt locuia la o oră depărtare de mine cu mașina. M-am dus, l-am vizitat și ne-am făcut prieteni apropiați. Fratele Richard von Brandt călătorea mult, dar era ajutat. El nu putea umbla foarte rău, pentru că în pușcărie a fost bătut sălbatic de către călăii comuniști și de multe ori îi băteau în talpa picioarelor cu bețe de lemn sau de cauciuc sau chiar de fier și bătuți mereu în talpa picioarelor sau îmbolnăvit legăturile nervoase, care sunt multe acolo în talpa piciorului și nu putea să-și mai controleze mersul. De aceea n-a condus mașină niciodată pentru că nu avea simțul controlului pe picior. Și mă suna de multe ori. Vorbea așa mai bas ca și mine. Băi, Gug, ești liber weekendul ăsta? Da, sunt acasă, frate von Brandt. Băi, și eu sunt acasă. Și nu-mi place să stau pe loc. Vino și mă ia și du-mă la tine. Că vreau să mai povestesc cu tine și apoi să rămân peste noapte și să stau la biserică, să vorbesc cu biserica. Era o bucurie pentru mine și o cinste să-mi vină în casă un astfel de om al lui Dumnezeu și să povestim și să depănăm împreună cuvântul lui Dumnezeu. Și într-una din acele zile, fratele von Brandt, când a venit la noi, printre alte lucruri pe care le-am povestit, mi-a vorbit despre puterea lui Dumnezeu, și despre felul cum Dumnezeu poate să facă lucrurile peste imaginația noastră. Și mi-a zis așa, măi Lăzărică, într-o zi acolo în pușcărie, eram bolnav, plin de tuberculoză, flămând, bătut deseori, dar eram închis într-o celulă singur. Era o metodă a călăilor comuniști, metodă psihologică de a distruge un om. Te închide să fii singur, să nu poți vorbi, să nu poți comunica cu nimeni și dacă stai mult în singurătate, începi să vorbești singur și apoi începi să aiurești, să se produce ceva tulburări nervoase. Mulți și-au pierdut mințile acolo și atunci călăii comuniști au putut să obțină declarațiile de care aveau nevoie ca să poată să facă rău mai departe. Și spunea fratele von Brandt, eram închis în celula aceea singur și n-am mai știut de când acolo.
nu era altceva decât celula murdară, bineînțeles, de 2 metri pe 2 metri, nu era mai mare. Erau niște țevi prin celulă din care picura apă într-una ca să ne îmbolnăvim cât mai tare, să fie umed. Șobolani veneau acolo, sigur, să ne viziteze. Și un bec de 25 de vați cu lumină din aia galbenă care strică ochii dacă ești expus mult la lumină galbenă, ardea într-una. Și eram înfometat, eram necăjit, eram bolnav, plin de tuberculoză. Ne dădeau să mănânce tot așa la 2-3 zile odată. Și atunci, dacă aveam șansa, și mi-aduc aminte, spunea dânsul, venea milițianul acela care era de gard acolo, cât un tang de mare și un suros și nespălat, și deschidea hublou, se numește, ușița aceea de la ușa de fier a celulei în care se afla și striga, băi, pocăitule, vino să-ți iai mâncarea, cheltuie statul cu tine. Și ce mâncare era, frate Gog? Erau niște tărâțe muiete cu o apă căldicică așa, ca să ți se pare că mănânci mâncare caldă. Ne bucuram să mi-o dea și pe aia, pentru că ne dădeau numai așa la 2-3 zile de mâncare. Și mă duceam să o iau, pentru că nu mai puteam de foame și eram slăbit și bolnav. Și când întindeam mâna să iau tava cu mâncare, o trăgea milițianul înapoi. He, te grăbești? Vreau să-ți ajut mâncarea să fie mai gustoasă. Și scuzați-mă, dar asta se întâmplă. Și scuipa în mâncarea mea de câteva ori și apoi mi-o întindea înapoi. Și zicea, pocăitule, roagă-te lui Dumnezeu să-ți o sfințească, eu ți-am scuipat-o. Și o mâncam așa. Asta era. Și acum, acolo în celulă, am început să mă cert cu Dumnezeu. Eram tare supărat pe Dumnezeu. Și am zis așa, Doamne, eu te-am slujit. Am riscat libertatea mea pentru tine, ca să propovăduiesc Evanghelia în sistemul acesta comunist. Și așa răsplătești tu, așa vorbea cu Domnul, deci așa vorbeam, așa răsplătești tu pe oamenii tăi, cu ce m-am ales eu, că te-am ascultat? Cu ce m-am ales? Cu tuberculoză, cu tot felul de boli, bătut de nu mai pot să umblu, nu știu dacă voi mai scăpa de aici vreodată și dacă voi scăpa, dacă voi mai fi om vreodată. Și apoi sunt aici închis. Nu știu, e zi, e noapte, a trecut o lună, a trecut un an, a pierdut noțiunea de timp. Și spunea dânsul, când mi-a dat drumul din celula aceea, am realizat că am fost ținut în celula aceea, într-un singur loc, 3 ani de zile. 3 ani. Ca să-mi pierd mințile. Dar, zice, am plâns înaintea Domnului și am zis către Domnul, Doamne, Biblie n-am, numai ce mi-aduc aminte, nimic n-am, mâncare n-am. Dacă mi-ai îngădui măcar o dată să fiu la cina Domnului, la masa Domnului, pentru că în trupul și în sângele tău este putere, atunci aș sta la masa ta să primesc puterea aia din belșug din tine, ca tu să mă refaci, că nu mai pot, Doamne, nu mai pot. Și mi-am manifestat amărăciunea în rugăciune. Am plâns înaintea Domnului și după ce am terminat de plâns, vreau să spun ceva. Pentru ca să nu murim acolo nebuni, am învățat alfabetul Morse. Alfabetul Morse este să comunici prin bătaie. Și băteam în țavă. Mai erau încă vreo 8 preoți pe nivelul acela, la vreo 3 etaje sub pământ, în București, la Jilava. Și mai erau acolo încă vreo 8 preoți și am bătut în țeavă, toți am învățat alfabetul Morse și s-auzea prin țeavă până în capătul celălalt și mi-am exprimat frustrarea mea cu Domnul. Că uite, sunt supărat pe Domnul. Nu știu dacă e zi, nu știu dacă e noapte,
îți bolnav, plin de tuberculoză, flămând, și mi-am exprimat dorința, aș vrea măcar să facem cina Domnului, dar... Și zice, spre surpriza mea, după ce am bătut în țavă, un preot reformat a bătut înapoi. Și mi-a bătut, și după ce am descifrat literele, mi-a bătut așa ceva. Nu-ți face probleme, că astăzi facem cina Domnului. Facem cina Domnului. Și am bătut înapoi, bucuros. Dar este, știi cumva ce dată este astăzi? Este vreo sărbătoare comunistă? Ne scoate cumva în curte, în sfârșit, să ne mișcăm și noi și ne dă ceva mâncare mai bună, apă și pâine, că n-aveam bine și pâine ca să facem cina, dar măcar cu apă și cu niște pâine de aia, chiar mucegăite, să facem cina Domnului. Și bate înapoi preotul reformat și zice, nu știu ce zi astăzi, zici nu știu dacă e zi sau noapte, nici eu ca și tine, dar astăzi facem cina Domnului. Și am bătut din nou și am zis, dar cum? Și toți stăteam atenți să ascultăm. Și auziți numai. Zice, preotul acesta reformat ne-a luat de pe picioare și ne-a făcut să ne crească credința. A bătut în țeavă și ne-a făcut să înțelegem următorul lucru. Acesta a fost mesajul. Voi ați uitat că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic? Cum să uităm, am bătut noi? Ei, Dumnezeul acesta atotputernic, a scris preotul reformat mai departe, a făcut toate lucrurile din nimic. Din nimic. Așa că ne vom împărtăși și noi. Și uitați cum. Acum, pentru început, vă luați timp și vă rugați lui Dumnezeu. Până când simțiți că sunteți eliberați în amărăciunea voastră de către Duhul Domnului. Când simțiți că sunteți eliberați, îmi bateți în țeavă și eu vă spun cum ne împărtășim. Și ne împărtășim. Eu voi conduce cina. Și spune fratele Vumbran, m-am pus din nou pe rugăciune și ne-am pus toți fiecare în celula lui și cred că am plâns și m-am rugat poate 3, 4, 5 ore. Cred că așa a trecut timpul. Și am bătut, eu sunt gata pentru cină. Am Duhul liniștit. Au bătut și ceilalți. Și acum preotul reformat a zis, uite, după ce ne-am rugat și Domnul ne-a iertat, prin credință, la cuvântul meu de aici, când vă spun acum faceți, prin credință, fiți atenți aici, întindeți mâna spre nimic. Prindeți nimicul în mână și duceți nimicul acela la gură și prin credință luați nimicul și se va transforma în trupul lui Hristos. Apoi din nou, prin credință, întindeți mâna, prindeți nimicul în mâna voastră, duceți nimicul la gura voastră și se va transforma în sângele Domnului Iisus Hristos. Și mi-a zis, Lazar, a fost cea mai glorioasă cină din viața mea. Cea mai glorioasă cină din viața mea. Noi avem multe binecuvântări. Avem harul Domnului să fim împreună în seara aceasta. Și avem harul Domnului să mergem înaintea Lui cu problemele noastre. Poate că arăți bine pe din afară, dar în lăuntru tău poate sângerezi. Inima ta plânge. Ai tu durerea ta, ai tu amărăciunea ta, frustrarea ta. În seara aceasta spune-i Domnului, Doamne, eu am încercat toate lucrurile și am ajuns la concluzia că nu pot să fac nimic. Am ajuns la concluzia că eu sunt un nimic. N-am făcut totul pentru tine, dar dacă sunt nimic, sunt un material sfânt în mâna ta, că Domnul lucrează cu nimicul. Amin? Și vom veni cu problema noastră în felul acesta înaintea Domnului. Și vă promit în numele Domnului Iisus Hristos, asigurându-vă solemn în numele Lui, veți merge acasă binecuvântați. Veți merge acasă diferiți de cum ați venit până acum la casa Domnului. Pentru că Domnul are plăcere să facă din nimic
aur, argint și diamante, pietre scumpe pentru împărăția Lui. Glorie Domnului!